Mă bucur că am din nou prilejul să vorbesc despre importanța tehnologiilor informaționale în lucrul nostru de zi cu zi, în activitățile noastre profesionale și personale. Cred că este cu adevărat important să menționăm și campania la care încercăm să mobilizăm prietenii și cunoscuții de promovare a accesului la internet, Hai pe net Moldova. Este într-adevăr un lucru superb realizat și tot aici aș vrea să menționez și importanța cursurilor online la care am avut ocazia să particip. Am fost foarte util informată și impresionată despre informațiile care ni s-au adus pe parcursul a două luni de zile la cursul online a tehnologiilor informaționale securizate. Cred că aceste cunoștințe fundamentale sunt necesare instruirii populației noastre din Republica Moldova, indiferent de faptul este persoana cu dizabilități sau fără. Aș vrea să spun că pe mine foarte mult mă ajută tehnologiile informaționale și programele asistive cu care lucrez, fiind cu dizabilitate vizuală. Totuși reușesc să fiu încadrată în serviciile pe care le am. Activez ca psiholog la Centrul de Asistență Juridică pentru persoanele cu dizabilități și sunt lider la organizația teritorială Ialoveni, a Societății Orbilor din Moldova. Cred că aceste lucruri nu le-aș fi reușit să le realizez zi de zi dacă nu aș avea acest bun amic al meu, computerul. Încă din facultate l-am alături, pentru că computerul pentru mine este mai mult decât un instrument modern. Este biblioteca electronică, stiloul, carnetul de note, agendele. Aș vrea să spun și despre importanța tehnologiilor moderne în domeniul comunicării persoanelor cu dizabilități și a integrării lor sociale și interpersonale. Spre deosebire de realitate, cred că viața pe net este cu un pas înainte, pentru că aici dispar barierele de incluziune socială. Aici nu mai există dizabilitate. Persoanele cu dizabilități au posibilități alternative de a lucra la computer cu programele asistive, de mărirea imaginilor, Magic și alte programe adaptate, audio. Cred că platforma informațională aparține viitorului și sunt necesare mai multe proiecte de realizat la nivel social, apelând la tehnologiile informaționale securizate.